Secretarie în rezervă sau în retragere, provenite din Ministerul Apărării. Vă rog să-mi dați, să aveți răbdare, să citesc expunerea de motive la acest proiect de lege. Legea proiectului de lege a fost dat astăzi în plicuri speciale la subfiliale. Suntem în întârziere. Ieri am vorbit cu reprezentanții asociației și trebuie să dăm propunerile până joi. Deci vă invit marți, cei care sunteți din Alexandria, la centru militar, citim legea articol cu articol și să vedem ce propunerea mea. De ce se dorește acest lucru? Imediat după summit, săptămâna viitoare, cu această lege, se merge la Parlament pentru a fi votată. Dacă mai așteptăm să mai treacă cealaltă legislatură, ne prinde nu știu câți ani. Potrivit legislației vigoare, cadre militare în activitate, care nu mai ocupă o funcție militară, fac parte din cadre militare în rezervă sau retragere. În condiția de aplicare, noi strategii de securitate națională a României, ca în țară de NATO, care face parte din UE, a rezultat și necesitatea restructurării armate, al cărei efect internet a fost disponibilizarea cadrelor militare în activitate și, prin urmare, mărirea numărului celor de curs în rezervă sau direct în retragere. Aceasta a dus la sporirea permanentă a efectivului cadrelor militare în rezervă sau în retragere, provenind din armată, care s-a organizat conform legii în diferite structuri asociative, ce își desfășoară activitatea în legătură cu domeniul apărării și sunt în evidența Ministerului Apărării. Reprezentativ acestor structuri este Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, reînființată în anul 1990 ca persoană juridică română de utilitate publică și care reprezintă interesele și drepturile cadrelor militare în rezervă și retragere, precum și a familiilor acestora, în relațiile cu Ministerul Apărării, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și cu alte instituții și organizații similare din țară străinătate. Reglementările din vigoare, din structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă sau retragere, sunt insuficiente și dispuse în diferite acte normative, a căror aplicare este determinată de resursele alocate. Iar legislația comună în materie de asociații și fundații existentă nu conferă un cadru suficient de complex și de flexibil, astfel încât normele să se poată aplica particularizat. Necesitatea sintetizării prevederilor, privind măsurile de organizare și funcționare acestor structuri asociative, armonizării acestora cu structurile NATO și crearea condițiilor de a deveni membră a organizației europene de profil, reclamă elaborarea unui act normativ, prin care să se reglementeze activitatea specifică structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și retragere, care se desfășoară activitatea în sfera de competență a Ministerului Apărării, drept pentru care se propune prezentul proiect de lege. În vederea elaborării acestui proiect, a avut loc un proces de consultare cu organizații neguvernamentale, între Asociația Națională a Cadrelor în Rezervă și Retragere, cu structuri de specialitate din Ministerul Apărării, precum și din Ministerul Justiției, care și-a jucat aportul de principiu în legătură cu acest demers. Pentru organizare și funcționarea structurilor asociative, care provin din Armata României, garantarea drepturilor fundamentale ce se cuvin, proiectul de lege cuprinde prevederi privind definirea structurilor asociative, drepturile acestora de afiliere, a calității de membru a acestora și familiilor lor, da, trebuie să mă pesc cu paharul, trebuie să determinească o structură asociativă pentru a fi reprezentativă, parteneriatul cu Ministerul Apărării, finanțarea activităților, precum și organizarea și funcționarea Asociației Naționale a Cadrelor în Rezervă și Retragere ca asociație reprezentativă. Având ca model de referință legislația și structura militară a unor state dezvoltate, SEUA, Germania, Franța și altele, proiectul stipulează relațiile de parteneriat cu Ministerul Apărării, care va monitoriza activitatea structurii asociative reprezentative și a modului cum sunt utilizate fondurile de la bugetul alocat de acestui minister pentru realizarea tipurilor de proiect de activități pe măsură expres de lege, gestionarea structurilor bugetare externe și pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi. Pentru acordarea respectului datorat zecilor de mii de cadre militare, care nu mai sunt în activitate, dar care și-au dăruit întreaga lor viață în ordine de datorii de apărare a patriei și care sunt dispuși să o apere totdeauna, propunem adoptarea prezentei legi. Stimați colegi, aprobarea legii va determina, pe de o parte, garantarea drepturilor fundamentale care ni se cuvin, definirea structurilor și a calității de membru, va constitui un puternic stimul pentru atragerea de noi inventii în asociație, deoarece aceasta este structura reprezentativă a cadrelor de rezervă și retragere. Lege spune, ca să fie structura reprezentativă, trebuie să fie cel puțin 15.000 de membri în 25 de județe. Și acest lucru îl îndeplinește Asociația Națională. Și în relația cu Ministerul Apărării, și numai prin aceasta se asigură drepturile prevăzute de lege.
ce intenționez eu să fac până la anul pe vremea asta când se va organiza conferință de dare de seamă și alegeri. Sunt unii colegeni, știi, care îi invităm, eu știu, frumos, politicos, dom'le, din 600 suntem 200 în organizație. Nu trebuie să facem de asta parte, unii, mă rog, unii colegi îmi face toate instrumentele și în gândire, și în vorbire, și în asociație. Vă rog să comunicați și la subfiliare, la Rășeu, la Turnu, și colegii de la Alexandria, să se înscrie în această organizație până la aprobarea legii, deoarece la aprobarea legii intenționez să închid ușile. Pentru că numai prin aceasta se asigură drepturile prevăzute de lege. Deci este o lege care completează altă lege și ultima lege este... Vă rog în cuvântul dumneavoastră să spuneți dacă gândesc, dacă fac sau nu fac nimic. Domnilor colegi, pe data de 18 mai am participat la adunarea generală a onorată la colegii de la Pitești. Expun câteva probleme care m-au impresionat. Filiala are 3 camere la dispoziție la Cercul Militar Pitești. Una pentru birou executiv, una pentru CAD și una pentru club. După ce am ieșit din camera birou executiv, am văzut CAD-ul. Interesant. Erau acolo 4-5 persoane care plăteau cotizații. Era marți. Și clubul. Da, cer scuze. Domnul colonel Mihăinescu are unele probleme de sănătate. Este internat la Spitalul Militar. Să sperăm că va fi bine. Domnul... Gheorghe, ai mâini, bebe, mâini.